Biletul zilei de miercuri, propus de Radu Oprea, are cota totală de 2,14 și este format din următoarele pariuri. Primul pariu de pe bilet este pe cel puțin două goluri marcate la confruntarea dintre Karabakh și Plzen. Iar al doilea pariu vine de la duelul dintre Maccabi Haifa și Steaua Roșie Belgrad, acolo unde tipsterul nostru mizează pe cel puțin un gol marcat de Steaua Roșie până în minutul 80.